Hai, salut băieți! Bine v-am găsit la un nou episod care îmi dă crești să am pun pula mea! Ok, hai că reintrăm și povestim. Bă, în primul rând vreau să mă scuzați că... mi se aude cooler-ul de la calculator așa de tare, dar mai nou mi-am luat PC de la de se hostează servere pe el, frate, că doar alea se aud așa mâncațiaș. Da, glumeam. Mi se aude așa că e cooler foarte gălăgios, de aia stai. Se vede s-am pus sau sal? Se vede. Ok, deci am cooler foarte gălăgios, n-am setările de la microfon pe Windows 10, nu merge să pun noi, mă rog, cancelling-ul și tocmai de-aia mi se aude culorul de la procesor ca ultimul drac, mâncați-aș gura ta de zici că am pornit serverul de la mine din casă cu aia. Ok, în primul rând vreau să vă zic că nu știu exact ce voi face la acest episod de Samp, știu doar că o să vă spun o poveste care am pățit-o azi la școală. Și mi se pare destul de amuzantă. Ok. Și brez, nu știu ce o să fac. Stai să fac ce sonor am. Ok, pe unul. Ok, bă. În primul rând, vreau să vă spun că dacă nu dați un like, o să vă rup mâna și piciorul. Deci dați like dacă vreți să mai aveți mâna și piciorul, ok? Și da, stai un pic. De fapt, nu o să mă dau pe offline. Sper că nu vă deranjează. Ia uite aici, bă, player profesionist 1698 de ore pe Samp, bă, ce știți voi. Ok, hai să vă zic eu povestea asta. Deci astăzi am avut o oră liberă și a venit nu știu ce dracu de profă și a vrut să ne povestească, gen, despre politică, despre astea, despre vot, despre cum ar trebui să votăm, despre toate pizdeurile astea care mă doresc pe mine la 14 ani, fix în cur de chestiile astea și nici nu mă gândesc la chestiile astea la 14 ani, deci nu mă interesează, așa. Și a venit să ne întrebe despre toate căcaturile astea, după cum v-am zis, pentru că eu nu o să mă duc la vot, nu o să mă duc la niciun căcat de ăsta, mă piși pe... să aleagă alții în locul meu, pe mine nu mă interesează de toate prostiile astea, cum mergi la vot și astea, chiar nu mă interesează. Și ne-a pus mai multe întrebări și ne-a dat și o fișă, să zicem, dacă ar trebui să se pună o lege, că să fie obligatoriu votul și chestii și un coleg de la mine din clasă a pus așa la Caterinca, gen... că nu ar trebui să se facă obligatoriu votul pentru că sunt și oameni gen Floricica dansatoarea care votează și asta chiar a fost funny. Adică atunci pe moment a fost funny, m-am căcat pe mine de râs și au mai fost câteva glume, ok. Și ne-a întrebat ce o să facem noi la 18 ani. O să mergem la vot? Și eu i-am zis nu. Și m-a întrebat de ce. Și eu zic că poate am ceva mai bun de făcut, știi? Și i-am întrebat pe ce am mai bun de făcut. Și am zis, păi, să mă duc cu BMW-ul la curve. Deci fix așa i-am zis, frate. Deci fix așa i-am zis și să moară familia mea, de așa a fost un moment de ăla de liniște. Și joată așa au puvnit toată clasa în râs cu aia. Bă, și aia săraca nu mai știa ce să zică, că n-avea ce să-mi facă. Și dacă îmi pune drecu. Și la ce materie putea? Și nu putea, frate. Adică putea să scadă media la purtare, dar mă doare în cur. Ce îmi făcea? Mi-o punea nouă, asta e, mă doare în cur, mă încheie cu nouă la purtare. Dar am să zic chestia asta pentru că pur și simplu urăsc toate chestiile astea cu votul și astea, nu știu, mi se par niște căcaturi ordinare, serios, chiar nu mă interesează. Asta e părerea mea, acum logică trebuie să se voteze, adică dacă nu ar vota, n-ar fi ce președinte, ce masa să fie, da? Pe mine momentan nu afectează cu nimic și dacă e să fie un președinte bun, țara îl votează. Eu nu mă duc la vot, nu o să mă interesez de chestiile astea, serios, nu cred că eu acum aștept să fac 18 ani. Așa să stau așa noaptea să visez să fac 18 ani doar să mă duc la vot. Și nu cred că nimeni dintre voi, că pe viitor nici nu știu, frate, stai de acasă, intri pe ăla, ca pe ăla, Drake Moon, stai și dai click pe ceva, gata, ai votat, nu te duci, scrii pe hârtie, păi adică nu scrii, faci ștampilă sau cum asta e, nu știu exact. N-am fost la vot și nu o să fiu un puime, nu mă interesează, chiar nu mă interesează de chestiile astea. Na, și am făcut-o, i-am dat-o acolo, serios, chiar, și cred că asta o să facă majoritatea dintre noi, acum nu știu dacă de neapărat cu BMW-ul la curve, dar, în cazul meu, cu Volkswagen-ul, pentru că eu nu o să-mi iau BMW-ul, dar, oricum, mi s-a părut funny faza aia, și chiar am vrut să eu zic așa, chiar nu mă interesează de chestiile astea, și am vrut să eu arăt, n-aveți idee cât am îndurat eu cu toată civica asta cu prostiile astea în clasa 7-a, am îndurat extrem de mult și nu mai vreau să trec în aceeași fază, nu, chiar nu. Deci să mor eu, aveam și 3 la civică, frate. Ești nebun? Cum a durut, nici nu scriam la lecții, frate, nici nu scriam, mă, tocare. Mă jucam cu telefonul pe masă, când vrea să mi-l ia, nu îl dădeam. Ziceam așa la troll, nu mă lasă mama.
Deci chiar nu mă interesează de chestiile astea, frate. Chiar nu mă interesează de politică, de măsa, de... Deci, nici măcar când văd la... Când mă uit așa, eu mă mai la televizor, știi? Seara, cum mă pun pe mai la televizor. Că toată lumea mai dă cu ochii peste televizor, na, și e un film ca lumea, știi? Și dintr-o dată se termină filmul, gen, și eu, când mă pun să mă culc, dintr-o dată vine badea, sau cum mă să-l cheamă, pe la frate la TV și începe să vorbească. Să moară familia mea, vine să am televizorul pe geam și să mă sinucid dracu. Când vă prostiile alea, serios, chiar, adică bine, nu neapărat că-s prostii, poate sunt oameni care chiar interesează chestiile alea, dar pe mine nu mă interesează și nu cred că interesează pe cineva din generația asta chestiile alea, serios, chiar nu cred că interesează pe cineva. Probabil pe moș și babe, dar aia nu sunt din generația asta, deci I don't give a fuck. Da, și ce să vă zic, frate, e de căcat, mi se pare o tâmpenie chestia asta, părerea mea. Dec. Fiecare, cum zice el, mie mi se pare proste chestiile astea, serios. Who the fuck se duce la vot la 18 ani? Adică fix atunci la 18 ani tu să aștepți să faci și să stai cu o zi înainte de majorat. Frate, mâine fac 18 ani, mă duc la vot, omenge! Ce șmecher, mă duc la vot, fac 18 ani și mă duc la... Chiar nu mă interesează. Și dacă stau bine să mă gândesc, fix o să se leagă noul președinte fix când fac eu 18 ani. Deci fix când fac eu 18 ani, pentru că 5 ani e un președinte, stă un președinte sau cât stă? Ce? 4-5 ani stă. Cred că 5 ani stă, de fapt. Și eu fix peste 4 ani fac 18 ani, dar faza... Bine, fix, nu chiar, peste 4 ani și un pic, pentru că eu... Ba nu, peste 3 ani și un pic, de fapt. Stai că-s prost, că eu fac 15 ani anul ăsta. Matematica vieții, că eu în decembrie fac 15. Deci, practic, peste 3 ani și... Câte luni? 6, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Peste 7 luni. Peste aproape un an. 7 luni, drecu, peste jumătate de an. Na, mă rog. Peste 3 ani, na, mă rog. O să fac eu 18 ani și un pic și o să se leagă. Eu nu o să mă duc, frate, nu, chiar nu mă interesează. Și serios, chiar ziceți în comentarii cine pizda, mă, zi, s-ar duce la vot din generația asta. Serios, chiar. Sau doar dacă ar fi candidat Floricica Dansatoarea, frate, doar atunci m-aș duce și aș vota-o să-mi bag pula din. Deci aș vota-o și aș face așa, o campanie pe Facebook, votați Floricica Dansatoarea, să mor eu. Deci le-aș da la fiecare om așa care ar vota Floricica Dansatoarea așa câte 50 de lei, deci să mor eu, aș face împrumut 50.000 de euro, dau așa câte 50.000. Deci plătesc 20 de ani datorii la bancă doar ca să o voteze pe aia, bă, președinte, să-mi bag pula cu aia. Serios, chiar asta aș face. Nu mă interesează ce le spune. Dar bine, nu cred că neapărat președintele se ocupă cu legile. Nu știu, mă doare în pul oricum. Eu n-am nimic, ca eu pe cont propriu, eu sunt cu durere în pulă. Chiar, dar sincer, chiar mi s-a părut amuzantă ora asta. Deci, nu o să uit în viața mea ora aia. Și chiar mi-aș dori să se mai întâmple chestii de genul, pentru că a fost prea funny. Și Matei, dacă te simți, ia zis, știu, un comentarii sal, căfă. Ai, cât am. Bă, serios, ziceți-mi ce părere aveți despre orele de civică, care la mine în școală, ci că nu-i permis să vorbești despre politică, dar ei la ora de civică și ce mai vorbesc ei pe acolo, frate, n-au nimic împotrivă, știi? N-au, frate, ei vorbesc. Eu v-am zis, mă doare în cur. Eu stau toată ziua în casă pe PC cu durere în pix. Adică cu ce m-a deranjat pe mine că e Floricica Dansatoarea președinte. Bine, chiar dacă ar fi să o votez pe ea, ce așa de prăs. Ok. Da. Deci asta v-am zis. Dar a fost prea funny ora asta. Oaie de camera, m-am căcat pe mine de râs cu aia. Sau stai că mai a fost o fază la care am râs eu mult. Stai să mă gândesc, lasă-mă să-mi amintesc. Deci am râs de m-am căcat pe mine, deci am râs ca ultimul spart, mâncați, a zis aia cred că în minte, aia, da, și la finalul orei o zis: mi-a plăcut ora cu voi, copii. Să moară familia mea, frate, cred că aia gândul era ceva de genul: bă, ăsta trebuie să-și facă un control la cap că e retardat rău, vorbea de mine, desigur. Eu de obicei la orele astea, gen chimie, la chimie nu prea, la chimie nu știu, frate, what the fuck cares about chimie, like, serios, cine dracu îi pasă de atomii lău, serios. E obligatoric vorba aia, dacă întrebi profesorul cu ce te ajută în viață, o să zică, păi îți dezvoltă imaginația, copile, nu trebuie să te ajute, îți dezvoltă creativitatea, îți dezvoltă creierul, să nu fii prost pe viitor.
Poate o fi adevărat, eu tot prost și cu școală și fără școală, deci nu mă ajută cu nimica. A, bine, acum trebuie trecut, dacă nu te duci la școală, trebuie și în alfabet, pui mei. Nu zic că școala nu ajută, niciun caz, ajută, dar... Cifică, coaie, ce dracu, ai oră pierdută, aiurea, puteam să vin azi la ora 2 acasă, nu să vin la 3. Se putea să vin și la 2 acasă, zic și eu, băieți, vei ce ziceți, puteam să vin și eu la 2 acasă azi. În loc să am ora cu aia care o sta jumătate de oră și ne-o povesti, bă, sper să nu mai am ore de genul, gen fix cum vreau să... Adică în ora aia liberă puteam să plec acasă, nu? Da, nu, că vine o profă care o înlocuiește pe aia și începe să ne turuie în cap. Ok. Mamă, și-am făcut, frate, să am ore, deci... Și-am făcut și geografie cu un de la retardat în pula mea. Nu, că acum, pe sfârșit... Nici profii nu mai dau dreptul pe la școală. Și profii chiulesc, frate, să mor eu. Oricum e de căcat. Deci chiar e de căcat. La mate, la română, acum trebuie să trag tare. Că pe 20... De fapt, nu pe 20, pe 19 și 21... Exam. Exam. Cum se zice în engleză? Exam? Cum pula mea zice? Exam. Da, și nu e bine. Nu e bună deloc, frate. Și eu încă mai am poze pe Facebook din 2012, de când am terminat clasa 4-a, frate. Mamă, ce vremuri. Să mor eu. Ce vremuri bune, frate. Și mai știu că în clasa 1-a, că mă tot plângeam, căci că trebuie să trag linii, ca alea, stăteam cu maica mea, știu, frate, că stăteam aici, frate, stăteam la pe, aveam Pentium-ul ăla, ce mă, uite și pe ăsta, vrea să vină după mine, mă, bulangiu. Aveam ceva Pentium de ăla și nici de-abia mergea sampul, frate, și mă jucam, frate, aveam, mă jucam samp cu aia și când venea maica mea, stra liniuțele alea, eu din clasa, ce din clasa, că joc de la grădiniță să am cu aia, jucam direct cu România Superstant la un moment dat. Jucam și știi cum dădeam, fiți aici să vă arăt cum dădeam eu, frate. Deci dădeam la internet și scriam aici stant. Și găseam aici, uite, Crazy Cop and Robbers. Bine, astea servere cu puțin player, dar dai notempte. Ia uite, 5-6, mâncați, așa ai idei cât de șmechere sunt astea, vă filmez pe ele, vezi cât de șmechere, mamă, cu aia, și intram acolo, mâncați, aș de jucam, puaaai. Deci ceva de genul jucam eu, până în 2012, când m-am apucat de YouTube și m-am apucat tot de stand, de fapt tot stand jucam, până în 2013. Se va închide serverul, ia uite-l mă, pe ăla deja are planuri. Bă, cu aia, uite ce era ta, să-mi ba pula în familia ta, cum te cheamă, ID 71. Coa, Etarius King 007. Copil de 9 ani confort în pula mea. Doamne ce ratat. Uite ăsta măcar e ca lumea. Sper să nu... Ia, fixă să ia dreapta. Nu ia. Frate, tot respectul că nu te... L-a luat-o la vale. L-a luat-o la vale. S-a dus. S-a dus. Coa, nu te crezi. S-a dus. Mortu. Unde-i? Bă, o dispărut, ești prost. What the fuck? Bă, uite-l. LOL, te cred, bă. Da, să mă rog, Darius King 007, ce-i cu numele ăla, frate? Deci mai random decât numele Zeto, frate, care și mie mi se pare de căcat, dar... N-am avut ce nume să-mi pun, că un futut și-a pus numele Raul 2, ca ia online pe server să-i zic câte două. Ah, by the way, că tot veni vorba de nume și de-astea. Niciodată, deci singurul meu cont de Steam care îl folosesc momentan este this one. Are multiple vagban, puteți să vă luați după chestia asta, că sunt citar cordit. Deci așa arată profilul meu. Are Raul de care și bifa asta. Deci ăsta e level 32 ani, 13 februarie 2015. Ăsta e singurul meu și singurul profil de Steam care îl am acum. Deci ăsta e singurul. Că mai am eu un cont secundar cu CS și alea, ăla vi-l zic oricum, vi-l arăt. Dar... Ăsta e singurul meu cont de Steam principal pe care mă joc zi de zi. Samp și Metin și astea. Și ce se mai intru din când în când pe ăsta. Dar ăsta e, frate, ăsta e singurul cont de Steam că mi-a zis nu știu câți v-am dat schem ca alea. Dacă ziceți că v-am dat schem, veniți dracu cu dovezi, serios. Dar veniți cu dovezi că eu că v-am dat eu schem de pe contul ăsta. Și nu mai comentați atâta. Să mor eu, nu mai haterii, frate, că nu cred că ar veni unul fără motiv să zică, frate, mi-ai dat schem. Serios, chiar, da, dați dovadă că v-am dat schem de pe contul ăsta și atunci eu vă cred. Și dacă aș fi schemer, aș recunoaște ce căcat, doar nu schemeri care fac YouTube. M-ar durea pe mine, mă doare în cur de hate, sincer. Eu dacă ar fi să fie un secret față de voi, l-aș recunoaște, pentru că
Și dacă aș fi cea mai hituită persoană de pe YouTube, tot aș continua. Și plus că odată ce nu v-am afectat pe voi, adică să zicem că joc cu hack pe un joc, da? Nu mai retardați ar face hate, pentru că până la urmă eu nu v-am făcut nimic vouă personal, adică nu... Exemplu, lui Gigel Cornel, care e fanul meu numărul 1, da? Să zicem că eu am cont pe Minecraft, am huzunii, da? Gigel Cornel să mă hateuiască doar pentru că am cod, știi? Dar nu, eu nu, eu tot același content îl post, deci doar că am cod pe Minecraft. Sau pe CSGO, sau pe LOL, sau pe... Bine, pe LOL nu știu dacă există cod, mă rog. Să mă hateuiești doar pentru chestia asta... Semn de autism, adică nu-i nici măcar un sens. Acum că ești scammer, că alea te mai enervezi, alea, dar tot nu ți-am făcut eu ție nimic personal să mă hate-uiești tu pe mine. Mă hate-uiește ăla care i-am dat scam, de exemplu. Nu vine Gigel Cornel, care era fanul meu numărul 1, frate, de timpul la mea de scammer idiot, nu mă mai uit la tine că ești scammer. Nu te mai uita. Dar nu veni cu comentarii de-astea autiste că scrii degeaba, știi că eu nu o să mă las niciodată de YouTube. Adică bine, o să mă las când nu o să mai am chef. Dar nu o să vină prea curând în momentul ăla, așa că mai fac o pauză de o lună când o să vină simularea gen, sau bine de o lună, de o săptămână când nu o să am timp atunci, da, o să fac, bine, nu simularea, că e examenul, simularile au trecut, boss, vine examenul, atunci da, sau uite, cum când o să vină bacul peste 4 ani, o să fac pauză, logic, o să fac pauză și de o lună, sau o să postez o dată la 2-3 zile, pentru că trebuie să învăț, dar nu... Pot să mă las eu de YouTube, că vine unul și îmi zice comentarii sugi pâlă. Și sincer, n-am avut niciodată gândul să mă las de YouTube. Adică bine, am avut gândul să mă las de YouTube, dar niciodată nu am vrut cu adevărat să mă las de YouTube. Adică e ca și cum nu aș fi sigur că vreau să fac chestia asta. E ca și cum aici că mă las de YouTube, dar nu sunt sigur. Adică eu tot mie îmi place să fac chestia asta. Doar așa am zis-o că am avut nervi pe moment, dar niciodată n-am avut așa intenția să zic, frate, mă las YouTube, nu mă mai apuc niciodată, gata, s-a încheiat, niciodată n-am zis chestia asta și nici nu o să se întâmple prea curând. Adică, pe viitor, când nu o să mai am chef de calculator, pot să fac car vloguri, că o să am 18 ani, Drecu, și o să iau permisul, nu? Nu, oricum, nu prea o să vină momentul, pentru că mie îmi place să mă exprim, frate. Mie îmi place să vorbesc și singur dacă vorbesc, dar tot îmi place, uai, lăvă, dă-te în pula mea. Și singur îmi place să vorbesc, doar să am, bine, singur, Drecu. Să filmez, la asta mă refer. Se pare g-g-g. Da, frate, doar la asta mă refer. Da. Fraților, oricum, sper că v-a plăcut acest episod. V-am zis, ăsta e singurul meu cont de Steam pe care îl am. By the way, mai joc din când în Call of Duty Black Ops 2 multiplayer. Deci... O să postez și episoade cu el zilele astea sau nu știu, azi voi o să vedeți videoclipul fix acum, deci fix când l-am filmat voi îl și vedeți. Dacă vreți, de seară o să apară un video de Call of Duty Black Ops 2 multiplayer, pentru că mă joc jocul ăsta, CSGO nu prea îl joc, deci nu știu de ce l-am băgat la favorite, Metin 2, ăsta și ăsta, astea sunt jocurile pe care le joc eu cel mai mult, dacă vreți fac serii, de ele mai aveți pe aici câteva jocuri, câteva zic, pentru că nu le joc pe toate, unele le-am luat, bine, le joc, Drecu. Dacă nu le-am luat să nu le joc, zic și eu, știi? Dar nu le joc așa de mult, de 26 de ore, cât l-am terminat și după aia am mai jucat astea, l-am jucat, am făcut mapele astea să mor familia mea de 15 ori. Știi? Dar mă joc cât apuc, uite, ăsta l-am jucat foarte mult pentru că e super șmecher, deci extrem, Just Cause 2 e super șmecher. Sau Left 4 Dead. Bă, ăsta l-am jucat, că 2 nu l-am prea jucat. Na, uite pe aici, aveți, uite, și Rust, dacă vreți serie de Rust, Trecu, aveți, uite, Uzi Or Dead, ăsta l-am jucat câteva minute. Da, mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal. Dacă mai aveți episoade în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut! Salut!